Vă invit să urmărim împreună două pasaje biblice pe care le-am pregătit pentru astăzi și pentru că așa ne stă bine, da? Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Mai întâi în Evrei, capitolul 13, versetele 7 și 8. Și nu mi-o luați în nume de rău, nu o zic de la mine, vreau să știți că eu citesc Biblia. Deci în Evrei și o să trecem și în Isaia, dar mai întâi în Evrei 13, 7 și 8. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Aleluia! Și în Isaia, prorocia de la capitolul 46, vom citi selectiv aici, deși putem mai mult, dar ne limităm la versetele 3 și 4, unde Domnul zice așa: Ascultați-mă, dar casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umeri de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port și să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Amin, aleluia. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. În urmă cu vreo câțiva ani, eram invitat la aniversarea de 60 de ani a Bisericii Vestea Bună, Popanan. Și s-au perindat câteva videoclipuri și câteva imagini din istoria bisericii. Sigur că m-am bucurat să fiu din când în când pe acolo. Dar se vedea acolo în pozele acelea ce a însemnat unul Canelu Bochian la 20 de ani sau 25 de ani, la 35 de ani, la 40. Și dintr-o dată, când m-au văzut la 60 și atunci, 70, spre 70, au început să zâmbească, ca să nu zic chiar să râdă, în sfârșit. Pentru că se schimbă lucrurile, nu? Se schimbă imaginea. Și da, noi ne schimbăm și o să revin un pic asupra, dar cel după cărui chip și imagine am fost creați, nu se schimbă. Iisus Hristos este același. Vezi, citim în cartea Genezei și ne place lucrul acesta. Că Dumnezeu a zis să facem om, să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Acum, noi învățăm despre Dumnezeu. Copiii la religie, elevii noștri la liceu teologic fac chiar teologie. Una din caracteristicile lui Dumnezeu este că El e invizibil. El, Dumnezeu, e invizibil. Dar atenție că în Psalmul 2 zice: mi-ai pregătit un trup. Avea deja pregătit înainte de întemeierea lumii, avea pregătit un trup. Și despre trupul acesta scrie Apostolul Pavel. Când s-a îmbrăcat, în trupul lui s-a făcut om. Om! Ca și tine, ca și mine, la fel. Doi ochi, două urechi, o gură care n-a tăcut, aleluia. Două mâini care au înmulțit pâinile, amin. Două picioare cu care umbla din loc în loc, făcea bine.
și ajungea la cei bolnavi, la cei apăsați și elibera și vindeca și își ducea mântuirea ca misiune pe care a primit-o de la Tatăl până la capăt. La copiii lui Israel și când au venit grecii și au zis lui Filip, Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Iisus a zis, aleluia! A venit vremea ca Fiul omului să fie proslăvit, pentru că iată, și neamurile se întâlnesc și caută cu tot din adinsul mântuirea promisă tuturor, pentru că toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în El. Aleluia! Glorie Lui! Așa că uitați-vă la noi și ziceți, da, am îmbătrânit, nu mai e același. Totuși, modelul nostru rămâne același. Neschimbat! Neschimbat! Ceea ce o să vedeți ne dă și nouă speranță. Ne dă și nouă speranță. Pentru că, da, am fost creați după chipul și asemănarea Lui și pentru cei care cred că ne schimbăm, aș vrea să anunț că de fapt nu ne schimbăm. De fapt, cei care suntem chemați de Domnul, suntem chemați să ne schimbăm spre neschimbare. Aleluia! Adică suntem chemați să ne hotărâm pentru El și să rămânem hotărâți și neschimbați până la capăt. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! E bine, dragii mei, parcă te întreb, cum e posibil așa ceva? Pentru că constatăm, tinerii văd, toți văd că omul de afară se trece. Dar se întâmplă altceva înăuntru. Omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi, aleluia! Și vom ajunge până la urmă să vedeți că dacă modelul nostru nu se schimbă și noi vom rămâne neschimbați pentru că am fost chemați la o schimbare pentru neschimbare. Glorie Domnului! Prorocul Isaia ne arată cum se va întâmpla minunea aceasta, dacă vreți într-un fel, cum se va întâmpla controversa aceasta, să fii schimbat pentru neschimbare. Prima soluție pe care o pune și o promite Domnul și o demonstrează însuși cuvântul Domnului aici în Isaia, în prorocul Isaia, este că Domnul ne poartă. Sunt două categorii de oameni care trebuie purtați. Sunt bebelușii, nu? Ei nu pot să meargă. Trebuie purtați pe brațe, purtați în spinare, duși. Dar nimeni nu le refuză moftul acesta. Suntem fericiți când... Mi-aduc aminte de nepoții mei. Nu știau să zică nimic, dar mi-arătau unde vor să ajungă și într-acolo trebuia să-i duc. Să-i duc! Frați și surori! Cel care ne promite nu e tataie, nu e bunicul, nu e tata, nu e mama, e Domnul. Și zice, v-am purtat și încă vă mai port. Nu m-am săturat să vă port. N-am obosit să vă port. Sunt hotărât să vă port până la capăt. Da. Constatăm că se întâmplă anumite lucruri cu starea noastră fizică. Mi-aduc aminte și vă aduc și dumneavoastră aminte de un pasaj, de o întâmplare pe care o știți bine. Cel mai îndrăzneț, poate cel mai prolific, cel mai harnic dintre apostoli, cel mai gălăgios câteodată, care era? Petru. Când au terminat școala biblică cu Domnul, care a durat cam 3 ani și jumătate, da, la diploma de licență,
El e chemat să răspundă, așa era rânduiala la Domnul Iisus, nu veneau toți studenții, unul singur, pentru toți. L-a ales pe Petru. Petru, vin aici, ieși în față, Petru, Petru. Și atenție cum se poartă învățătorul. O singură întrebare de trei ori. O singură întrebare de trei ori. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și când Domnul întreabă așa, și Simon ar fi răspuns din toată inima, da, te iubesc, Doamne, n-a putut să nu-și aducă aminte de căderile lui, de neajunsurile lui, de slăbiciunile lui. Nu știu sigur dacă s-a uitat în ochii Domnului, nu scrie. Cert este că în loc să spună, da, Doamne, te iubesc așa cum încerci tu, cu modestie, cu reținere, a zis, da, Doamne, îmi place de tine. Și Domnul nu a zis, Petru, nu-mi place răspunsul, dă-mi altul mai bun. Nu, i-a zis, paște, paște oile mele. Și îl întreabă a doua oară aceeași întrebare, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți colegii tăi de clasă? Și Petru iar trebuie să dea răspunsul și este la fel de tulburat. Și răspunde tot cu același, te plac, Doamne, fileu în loc de agapeu. Și Domnul zice, e ok, e ok, cu tineret, ocupă-te de tineret, paște, oițele mele. Și Domnul pune a treia întrebare, că vă spuneam că e metoda Domnului, aceeași întrebare, de fapt, de trei ori. A treia oară, aceeași întrebare, Simone, fiul lui Iona, atenție când te întreabă și pe noi astăzi, te întreabă și pe tine, Domnul, astăzi, mă iubești tu pe mine? La bătrânețele cărunte, la tinerețea ta, mă iubești tu pe mine? Și chiar dacă s-a întristat, n-a avut ce să facă, i-a zis Domnului, Doamne, Tu toate răspunsurile știi. Tu știi totul. Știi, Doamne, că Te iubesc. Și Domnul i-a încredințat și copilașii, și mielușei, paște mielușeii mei. Așa e Domnul. Așa e Domnul. Și Petru avea să crească în har, mai ales după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, da, în ziua cincizecimii. Dar înainte să ajungă să crească, Domnul îi spune lui Petru cu ce moarte avea el să-l proslăvească pe Domnul. Cu ce moarte să-l proslăvească pe Domnul. Și spune, Petrișorule drag, când erai tânăr, te duceai unde voiai. Unde voiai tu, acolo te duceai. Petru n-a înțeles că îi spune și o veste bună. Vestea bună era, Petre, vei îmbătrâni, Petru. Vei îmbătrâni și n-o să mai poți merge unde vrei. Chiar dacă vrei, trebuie să aștepți pe alții să te ducă și uneori te vor duce unde vrei tu, alteori unde nu vrei tu. Că așa e cu oamenii. Dar aici Domnul promite că El însuși ne va purta până la adânci bătrâneți. Ce minunat! Ce minunat! Așa că, da, Petru a trebuit să trăiască această stare de slăbiciune pe de o parte, dar pe de altă parte, dragii mei, confrați de vârstă 70, 80, 90, Domnul să vă binecuvinteze, e harul lui Dumnezeu că am ajuns până la această vârstă. Și promisiunea Domnului se completează în 2 Corinteni capitolul 2 cu 14, aș vrea să afișăm aceasta. Pentru că, atenție, când Domnul zice te voi purta, El nu te poartă
în așa fel încât să te simți compromis. El zice, eu te voi purta într-o căruță bună, care se numește carul meu de biruință, așa zice Domnul, aleluia. Și apostolul mulțumește, zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna, întotdeauna, în carul lui de biruință în Hristos și care răspundește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui, aleluia. Deci, dragii mei, atenție că cel despre care vorbim noi e mai mare decât împărații romani care se întorceau triumfători după războaiele lor și intrau prin arcul de triumf în Roma să arate biruința lor, carul lor de biruință. Lângă ei, acolo, n-avea loc oricine, unul, doi generali, mareșali, care au purtat războaiele împăratului. Dar despre noi, apostolul zice, mulțumim că el pe noi ne poartă în carul lui de biruință. În carul lui de biruință. Și atenție că promisiunile lui sunt da și amin. Dacă el a zis, el zice și se face. Poruncește și ia ființă. Aleluia! Glorie Domnului! În al doilea rând, ce mai are el pentru noi în această chemare la schimbare spre neschimbare, ca să fim și noi ca el, nestrămutați. Zice, eu am să vă sprijinesc. Eu am să vă sprijinesc. Și asta este situația. Unul din cumnații mei a împlinit 80 de ani, 82, capitanul. A primit de ziua lui acum 2 aprilie și nu s-a simțit deloc jignit, un baston. Un baston. Capitan, un baston. Și zice, nu mi-e rușine. Moise, când avea 80 de ani și pleca din Madian spre Egipt, după 40 de ani de slujire la socrul său, Ietro, se ducea să cucerească pe faraon, să-l biruie pe faraon, să-l convingă pe faraon și să scoată poporul din Egipt cu familia. Sefora, copii, pe măgari și el cu toiagul, era toiagul lui ăla de păstor, dar nu mergea toiagul lui, îi zicea toiagul Domnului. Cu toiagul Domnului. Pentru că Domnul l-a întrebat, ei, Moise, ce ai în mână? Și el a zis, un toiag, Doamne, dă-i drumul jos. I-a dat jos și toiagul nu era toiag. El crea că e toiag, era altceva. Era un șarpe. S-a speriat Moise, era gata să fugă de la locul acela sfânt. Și Domnul a zis, apucă-l de coadă. L-a apucat de coadă și ce mai era acum în mâna lui? Toiag, dar nu al lui. Toiagul Domnului. Toiagul Domnului care va ajunge în palatele lui Faraon, care va ajunge în fața Egiptului, în fața poporului lui Israel și cu care Domnul va face cele mai extraordinare minuni. Marea se va despica în două, poporul va trece prin mare ca pe uscat, stânca se va despica și din stânca aceea vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, aleluia, pentru că era toiagul Domnului. Toiagul Domnului? Atenție că Biblia îl numește toiag de cârmuire, de conducere. Atenție că psalmistul zice, e un toiag puternic. Psalmul 2, de fier, puternic. Iar Iacov, patriarhul, se duce înaintea lui Faraon sprijinindu-se în toiag. Acum, cei care
Îl știți pe Iacob și viața lui? Iacob era nepotul lui Avram, fiul lui Isaac, sigur că da. Ăștia erau mari patriarhi al lui Israel. Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Tuturor credincioșilor. Era om pocăit. Om pocăit. Isaac, patriarh, bărbat al unei singure neveste, singurul dintre patriarhi. Dar să știți că Iacov nu prea semăna nici cu Avram, nici cu Isaac. Pe el îl chema Iacov. Și Iacov însemna, se traducea, pe de o parte, mot a mod, dacă ar fi să traducem, cel ce ține de călcâi, iar într-o traducere mai liberă în românește, cel ce duce de nas, sau păcălește, sau înșală înșelătorul pe alții. Însă a trebuit să vină un moment în care să se termine cu viața lui de înșelător. Știți, pe malul râului Leaboc, după ce și-a trecut copiii, turmele, nevestele de partea cealaltă, el a rămas acolo, pentru că simțea că urmează să se întâmple ceva și s-a întâmplat. Pentru că noaptea aceea, deși acolo era un han de poposire, el n-a putut dormi. A venit un om la el care s-a luptat cu el toată noaptea și nici unul n-a putut să biruiască. Se iubeau zorile. Și omul acela, bărbatul acela, luptătorul acela, oh, ce mi-au plăcut copiii cu cântarea, luptători, suntem luptători. Luptătorul acela a zis, gata, Iacob, eu trebuie să plec. Și Iacob zice, nu pleci nicăieri. Deja a început să-l aprecieze, să-l iubească. Și ăla zice, plec. Și înainte să plece, i-a dat o lovitură, cred că o lovitură de aia de karate puternică, în coapsă, și a rupt încheietura coapsei lui Iacov. Și de acolo încolo, până la sfârșitul vieții, cum era Iacov? Șchiopăta. Dar se sprijinea în toiag. Și se sprijinea în toiagul acesta până la bătrânețe. Vă spuneam, și în casa lui Faraon, în palatele lui Faraon, s-a dus sprijinindu-se de toiag. Și toiagul era, este și rămâne Iisus Hristos. Amin? El este acela care a zis, eu sunt sprijinul tău. Eu vreau să vă sprijin, să vă susțin până la capăt. Aleluia! Aleluia! Dragi confrați, nu vă mai jenați de un baston sau altul. Pentru că îl reprezintă pe Domnul. Cel care e sprijinul nostru. Amin! Glorie Domnului! Și în al treilea rând, ce zice prorocul? Cum citeam în încheierea versetului 4 din Isaia 46. Ce zice acolo? Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Nu știu dacă înțelegem bine conținutul cuvântului mântuire. Un alt cuvânt românesc, un sinonim pentru mântuire este salvare, da? Dar atenție, salvare din ce? Sigur că creștinește, doctrinar, salvare din păcat, salvare de la moarte. Și atenție că e mult mai larg, salvare din boală, amin? Haideți să ne uităm un pic într-un psalm care știu sigur că vă place și îl și cântați dumneavoastră foarte frumos. Psalmul 103. Despre Mântuitor e vorba aici, în psalmul 103.
Auziți care este promisiunea și cum este descris el. Versetul 2, versetul 3 și 4 și mai departe. Și 5, o să mă opresc aici. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din lucrările lui, din binefacere lui, pentru că el te iartă. Asta e salvare din păcate, da? El îți iartă toate. Toate, fără de legile tale, aleluia! Nu poți fi fericit. Nu poți zâmbi. Nu poți vesti pe Domnul, cum spunea fratele Sandu Neagu aici, dacă nu ești iertat. Nu poți. Și promisiunea aceasta este, el vrea să-ți ierte toate. Toate, fără de legile tale. Ajută-ne, Doamne! Următorul pas. El îți vindecă toate. El îți vindecă toate bolile tale. Mă întâlnesc cu câte un prieten, o prietenă din anii tinereții. Și zic, ce faci? Aoleu, rău, 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 nu fac bine deloc. Ce te doare? Aoleu, la ce nu mă doare? Ce vrei să spun lista? Zic, nu-mi spune lista, zic că... Hai să vedem ce-i de făcut. Păi ce, nu mai știu cu ce să încep, zice, dacă mă duc să mă tratez de reumatisme, se pornesc alelalte. Nu. Și totuși promisiunea este clară. El îți vindecă toate. Frați și surori, am plecat spre mântuire? Vrem să ajungem, avem și o cântare, nu? În țara gloriei. Vrem să ajungem în paradis. Asta era una din cântări pe care o cântam noi, pelerini, așa ne numeau un grup de tineri aici din Crângaș în anii 70, pelerini. Noi avem o țară minunată, țara noastră, noi de pe pământ, e acolo sus, în slava nevisată, e Ierusalimul nou și sfânt. Aleluia! Păi, dragii mei, pe străzile de aur ale Ierusalimului, dumneavoastră credeți că vom merge șchiopătând? Nu. Vom merge triumfal. Vom merge triumfal. Vom merge mărșăluind. Credeți că vom fi cu perialbi? Nimic. Nu se vor găsi perialbi de acolo, fără perialbi. Pentru că vom fi ca El. Vom fi ca El. Și vreți să știți cum e El? Întrebați-L pe Ioan. Și Ioan îl descrie. N-am timp acum, că mulți dintre voi ați văzut descrierea. Cum e El? Vom fi ca El pentru că vom vedea pe El. Când ne vom întâlni, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea pe El așa cum este. Și noi suntem, vom fi creați și vom arăta după chipul și asemănarea Lui. Ajută-ne, Doamne! Versetul 4, tot de aici, din Psalmul 3. El îți izbăvește, îți mântuiește viața din groapă. Aleluia! Păi da! Chiar de-ar fi să trecem prin valea umbrei morții, nu mă tem! Nu mă tem! Pentru că Domnul ne izbăvește și de acolo. Dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, același Duh Sfânt va ridica, aleluia, și trupurile voastre muritoare și vom învia și noi ca El. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Dragii mei, aceasta e mântuirea. Aceasta e mântuirea. N-a fost ușoară răscumpărarea noastră. Transformarea noastră spre netransformare. N-a fost ușoară. A fost foarte costisitoare. E, mă aud pe câte unii. Eu ieri am fost la frizer. M-am aranjat. Și zice frizerul, cum mă tunde? Zic, uite cum mă tunzi. Zic, tai de unde vezi că e prea mult și pui unde nu prea. Și nu se poate. Dar zice, știu pe cineva și zice, dacă vreți vă dau adresa în Turcia, e un cabinet care
implantează nu știu ce și costă 2 euro un fir. Dar ce dumneavoastră aveți nevoie cam de 150 de mii de fire. Păi zic 150 de fire, de mii de fire înmulțit cu 2. Mi se pare cam mult. Cam mult. Cam mult. Ah, nu cred că o să... N-o să apelez. N-o să apelez. Dragii mei, vă dați seama ce scump e numai implantul de fire. Și am nevoie și de o inimă nouă. Că de vă câțiva ani iau și medicamente de inimă. Rodica. Iau de tensiune. Mariana mă întreabă seara, Nelule, ți-ai luat medicamente? N-am voie să uit. Iau de ritm cardiac. Iau. Vreau să știți cât costă o inimă? Întrebați-i pe cei care au apelat la transplanturi. Am un văr care a suferit un blocaj de rinichi, face dializă de 3 ori pe săptămână, are nevoie de un transplant de rinichi. Numai un rinichi în Canada îl costă 50.000 de dolari. 50.000 ca să-l scrie pe listă și asta nu oricând, numai ca să, când o fi, să fie. Și dacă le pui pe toate la socoteală, răscumpărarea noastră este foarte scumpă. Și totuși prețul a fost plătit. Nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele. Cel mai scump sânge. Cel mai scump sânge. Nu era din grupa sanguină a mamei, era din Tatăl Ceresc, născut din Tatăl, singurul din Tatăl, singurul care a dus sânge din cer aici pe pământ și pe ăla s-au hotărât să-l verse acolo la cruce și el nu s-a supărat și a dat sângele până la ultima picătură pentru că a anunțat că va fi sângele răscumpărării. Sângele răscumpărării. Pentru că a zis prin prorocul Isaia și prin atâția alții, aveți preț în ochii mei. Dau pentru voi totul. Dau pentru voi ce am mai scump, zice Domnul. Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul Lui pentru ca oricine crede în El să nu moară, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Domnul Iisus Hristos a zis, îmi dau sângele, îmi dau viața ca preț de răscumpărare. Glorie Lui, glorie Lui. Dragii mei, știți de ce toate acestea? Ca într-o zi toți cei care au fost răscumpărați, într-o zi toți cei care au fost transformați prin pocăință pentru neschimbare până la capăt să se întâlnească cu El și să primească încă o dată ceea ce de fapt le era promis de la început, asemănarea, aleluia, identitatea cu Cel care ne este modelul, prototipul, Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El, binecuvântat să fie El. Și închei cu acest verset pe care l-am citat de mai multe ori, 1 Ioan 3:2. Puneți acolo 1 Ioan 3:2, să vedem ce se va întâmpla. Foarte interesant că apostolul se adresează copilașilor și zice, copilașilor, ce vom fi nu s-a arătat încă, aleluia, nu s-a arătat încă. Dar când se va arăta El, atunci vom fi și noi ca El. Vom fi și noi ca El. Adică, știți cum vom fi, frați și surori? Cum spune Pavel despre biserică. Fără pată.
Vezi că uneori zic ce încă avem ceva fete pe pat. Și că nu aveți nimic ce din cauza vârstei. Fără pată, aleluia! Fără pată, fără zbârcitură! Fără zbârcitură! Ci sfântă și neprionită ca o mireasă pentru mirele cerului, pentru împăratul împăraților și domnul domnilor. Dragii mei, acesta e destinul nostru. Da, am ajuns la vârsta aceasta, mulțumim Domnului pentru aceasta. Dar cel mai mult îi mulțumim pentru prețul răscumpărării pe care l-a plătit până la capăt pentru tine, pentru mine, pentru noi toți, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.